come back to me like a slump. Ca orice trupă, Shadowbox a avut parte și de experiențe mai puțin plăcute. Asta mai ales când a venit vorba de vreun turneu prin țară. Am ajuns la un club în Piatra Neamț, că mult spus club, o chestie la subsolul unui fast food chinezesc. Așa. Și am intrat acolo, frate, era cât spațiu ăsta aici, cam așa, și încă pe atâta, așa, o chestie. Unde mai era și o masă de asta de jucat cărți, de pocăre, de așa, pe care n-aveam voie să punem nimic, că n-aveam voie să ne atingem, de-aia a pus să rărești ceva, pe aia a zis ia repede că nu, că asta e, stai așa că e masa, frate, nu știu ce. Și erau două boxe acolo, două boxe din care mergeau una și puțin, cum ar veni, din cealaltă. Oribil, oribil, cu două monitoare, ca la Culture House, ceva de genul, ca la Culture House, așa, și am ajuns acolo, frate, am făcut probe, nu știu ce, mult spus probe, la fel, și a fost oribil, horror, nu știu cum de am cântat, am fost nebun la cap, am băgat, bă, aoleu, nu vreau să vorbesc despre el, dar vreau să spun două vorbe despre toate cluburile astea de rahat din țară, care preferă să meargă pe două boxe stricate și să meargă să vândă acolo la bar să vină trei ciucameți și las că merge așa cum ar veni pe stilul ăsta. Și sunt o grămadă, frate, de cluburi din țară care au problema asta și de-aia ne e foarte greu să mergem să cântăm, pentru că oamenii nu au nicio treabă cum ar veni. Deci acolo și zici, bă, voi aveți un mixer? Stai, frate, că n-avem, avem stația sau tot felul de aberații de gen. Cluburile ca și cluburile, dar mai sunt organizatori de ăștia fantomă, care și ăia sunt la fel de vinovați, se bagă în seamă cu formații sau cu artiști, hai că organizez, și omul a organizat bacalaureate până acum, știi? Deci și asta e la fel de mare durere, ca să zic așa. Oamenii să fie atenți cu cine lucrează și cum lucrează și dacă ceva nu merge bine la primul semn, las-o. Pentru o vreme, Shadowbox a fost imaginea unui brand de foițe de rulat tutun. Asta pentru că se cam plictiseau la repetiții în pauzele dintre melodii. A fost o chestie amuzantă la momentul respectiv. Era neapărat de firmă. Mi s-a părut, am vrut să ne jucăm pur și simplu și cu alte lucruri. Era în pauzele dintre repetiții, am zis, de ce nu? Am zis, hai să ne jucăm cu ele. Dar e bine ca lumea să poată să aibă și foițe și filtre să ruleze și atâta timp cât lumea se simte bine, nu deranjează pe nimeni și există libertatea de a face până la urmă ce vrei tu, atâta timp cât nu intervii în spațiul personal al altui om și nu îi faci rău altui om, nu văd care poate să fie problemă. De la băieți am aflat de unde vine numele trupei, care este cel mai greu lucru pentru o trupă care activează mai mult în underground și unde și-au propus să ajungă. Cel mai greu lucru e că ne întâlnim cam rar, pentru că fiecare are programul lui și se întâmplă de multe ori să nu putem să ajungem toți la sală și să amânăm repetiții, dar asta e, facem în timpul care îl avem. Cum are cineva timp liber, ne sunăm între noi și ne întâlnim la sală, cam mai e treaba. Așa, chestii grele și n-am întâmpinat așa greutăți, să zic, chestii care pot, de care pot zice, bă, uite, asta a fost nasol. Totul chill, asta e atitudinea, să mergem la sală și să ne simțim bine, în primul rând. Să stăm la lejeran, adică o văd ca pe o relaxare, nu... Stai flexat, pac, te vezi, că încet, încet ies lucrurile. Nu e o trupă care să dea boom-ul cu o piesă, să zici, bă, uite, acum am scos-o, pas cu pas. E o trupă care o să o creștem pas cu pas. Shadowbox, mă numai vine la shadowboxing, să depășești temerile și fricile și cumva asta se leagă și de noi, că fiind totuși București, Constanța, Cluj, fiecare are background-ul lui și colțul lui și scheletul lui în dulap și mai e și ideea de, într-o cutie, ca și noi, poate să iasă foarte multe influențe muzicale și personalități diferite și cumva
putem să fim toți acolo, dar în același timp fiecare poate să fie în afară cu tine, nu e o problemă. Am zis asta la Vacan și Rock am Ring. Păi visurile sunt una și, cum zicea și Big, eu luăm, facem pașii necesari pe care trebuie să-i facă fiecare formație. Noi am vrea să ajungem cât mai sus, toată lumea vrea asta, nu este cineva care își pune un stop, da, aș vrea să ajung cel mai bun din județ, nu din... Toată lumea vrea să ajungă foarte sus. Dar suntem realiști, muzica s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. E foarte dificil să mai vinzi, foarte dificil să faci bani din chestia asta. Internetul a oferit o fereastră, așa, o cutie Pandorei, a ieșit. Toată lumea poate să fie pe net și să fie ascultată, să aibă miliarde de view-uri dacă are o pisică care sare capra sau nu știu ce. Adică e foarte dificil să concurezi, știi? Și noi ne vedem și facem cât mai mult. Avem aportul nostru pe care suntem conștienți de ce putem să facem și așa. Și mergem cât de departe putem să mergem cu bandul ăsta, nu știu, nu ne-am propus-o. Dacă până în 2014 nu iau discul de platină cu Connector, mă sinucid, nu? De curând, trupa și-a lansat primul EP la Street Delivery, album pe care se găsesc și două colaborări cu Chimie de la Specie. Iar în curând, cei patru vor lansa și primul lor LP. EP-ul se numește The Hidden Elements, Elementele Ascunse. Are o copertă sugestivă în sensul ăsta că apărăm noi cumva ascunși in the shadows, cum ar veni. Are patru piese, dintre care două cu Chimie, două doar noi. EP-ul, mă rog, e cum probabil va asculta lumea și pe SoundCloud și am spus și la concert la Street Delivery. Sunt aceste patru piese noi, două care erau pe alea cu Chimie și astea două, Overcome și Slapenic. EP-ul a apărut la Moon Drop Records și în continuare o să mai scoatem, până la album vom mai scoate câte două, trei piese care vor fi pe suport digital, pe vor putea cumpăra așa, până la album. Iar ca EP, cumva am ținut foarte mult să scoatem aceste patru piese, scot în evidență multitudinea de valențe pe care le are trupa și pe care le poate aborda. Piesa Overcome e un stil grime, dub, elemente de dub ca efecte. Slapenic este o piesă personală de alertă, electronică, de petrecere, iar celelalte două, Shata și Întoarsa cu Chimie, sunt hip-hop cu instrumente live. Iar în continuare, trupa oricum nu va scoate, noi nu suntem, avem o anumită direcție muzicală și suntem destul de plurivalenți în ceea ce înseamnă producția pieselor. Și așa și vom continua, adică se vor găsi release-uri, mini-EP-uri de 2-3 piese care poate vor fi hip-hop, încă 2-3 grime sau dubstep, încă unele dub. Vom lucra și avem foarte mulți prieteni producători care vor face tot felul de remixuri la piese. Colaborări de asemenea și cu alți MC pe care îi va invita rare și pe anumite bucăți de piese. Și nu e vorba de în funcție de piesă, dar în sensul în care nu suntem chitiți că vom scoate doar noi, ci suntem deschiși la colaborări. După EP-ul ăsta vom scoate un album care va fi lansat cândva la toamnă, octombrie, nu știu. Piese sunt deja, să zic vreo 8-9, chiar stăteam aseară cu Biggie și le număram, să vedem ce am lucrat și cam cât mai avem de lucrat. Ne-am gândit să mai facem încă vreo 8 și din astea 16 așa să alegem vreo 12, care să fie bune și... Aia e. Și vom lucra, cum am lucrat și pentru Shota și pentru Întoarsa, inițial piesele alea au fost trase tobe și bas, peste negativ, negativul de clape, și a ieșit... Mie e foarte ok între noi doi.